revenim la informația acestei zile. Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, și-a depus mandatul în urmă cu foarte puțin timp, în cadrul unei conferințe de presă, declarație de presă, mai bine zis, pe care a susținut-o de la șeful, de la sediul instituției pe care a condus-o. Obiectivele profesionale au fost îndeplinite, iar mandatul meu s-a încheiat. Este un gest de sănătate democratică. Îl salut pe colegul meu, jurnalistul Dan Bucura, este în legătură telefonică directă. Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Un gest de sănătate democratică este renunțarea la conducerea Serviciului Român de Informații a lui Eduard Helvig, dar oare să fie acesta adevăratul motiv pentru care, începând de astăzi, Eduard Helvig nu mai este șeful SRI? Fără niciun fel de dubiu, ar trebui să fim extrem de naivi să credem că modul ăsta frumos în care a fost îmbrăcată plecarea lui Eduard Helvig este așa ceea ce ne lasă ei să credem. Fără discuții, în spatele acestei demisii se ascund cu totul alt fel de lucruri. Se știe, pentru cei care au oarește informații în țara asta, că relația dintre președintele Klaus Iohannis și deja foarte curând viitorul post șef SRI Eduard Helvig nu mai este cea roz de la începutul mandatului. Paradoxal se spune și despre relația cu celălalt șef de serviciu important, și anume ție, Gabriel Vlațe, că este la fel de rece relația. Probabil că modul acesta în care ambasadele, ca să mă exprim așa elegant, s-au închis între cei doi a dus la plecarea, hai să spunem, de onoare a șefului SRI. Dar ideea asta frumoasă în care pleacă omul că și-a terminat mandatul și e totul, vezi, Doamne, roz, nu o putem crede decât dacă încă mai credem în poveștile cu albă ca zăpada și cu, eu știu, scufița roșie. Deci e clar că omul a plecat pentru că s-au răcit niște lucruri. Gândiți-vă inclusiv la modul anormalității. Președintele are acum, pe final de mandat, că mai are puțin din mandat, posibilitatea să numească un nou șef la SRI. Ori lucrul ăsta nu prea e firesc. În mod normal, vine nou președinte, dă-i ăluia posibilitatea să formeze o echipă nouă, inclusiv în structurile de informații. Păi și acum, nu poate să facă asta noul președinte, Dan? Chiar dacă... Păi poate să o facă. Păi, sigur că poate să o facă. Sigur că poate să o facă, dar este cel puțin nenatural și cel puțin un gest de neseriozitate, dacă vreți, în relația cu partenerii. Un șef de servicii de informații, importante servicii, da? Nu-l schimbi acum, îl schimbi altul peste un an, peste 6 luni, un altul, că e o chestiune de seriozitate în relația cu partenerii. Ori dacă Klaus Iohannis va face cu siguranță o altă numire, deci vom avea un nou șef la SRI un an de zile. După un an de zile, un an și puțin, vom avea și un alt președinte. Acel președinte cu siguranță va gândi o altă formulă pentru serviciile de informații și va schimba acel șef. E un gest de neseriozitate, adică ai un șef pe un an de zile. Dă-i unuia posibilitatea să vină să-și facă un mandat de 4 ani, de 5 ani, de eu știu cum. Încă o dată vă spun, ar trebui să credem în povești cu făt frumos și albă ca zăpada, ca să luăm de bună această declarație a actualului încă șeful de la SRI, care spune că și-a încheiat mandatul, că e obiective, că bla bla bla. Sunt lucruri puerile, nu putem să le... Având în vedere, Dan, trecutul domnului Eduard Helvig, și mă refer aici la cochetarea domniei sale cu spectrul politic, da? Nu ne-am putea gândi cumva la o revenire în politică, având în vedere că vorbim în momentul de față de o coaliție de guvernare care este în impas în ceea ce privește desemnarea unui posibil candidat pentru prezidențiale, de ce nu? Ba da, e foarte probabilă revenirea de care vorbiți dintr-un motiv extrem de simplu. Și anume, PNL-ul duce în momentul de față lipsă de leadership, și lipsă de personaje. Și Partidul Social Democrat. Oricum le-ați lua. Eduard Helvig e personaj comparativ cu ce avem pe panoplie astăzi, da? Adică se reîntoarce un greu, un om cu notorietate care ar putea să emită pretenții pentru diferite funcții sau diferite candidaturi.
Mai ales că avem un an extrem de interesant. Serviciul Român de Informații, după cum chiar domnia s-a spus ceva mai devreme. Asta cu reformarea SRI-ului, dați-mi voie să fiu rezervat. Da, l-au reformat în sensul în care în continuare și-au băgat coada prin toate structurile și în toate funcțiile și în toate alea, nevăzându-și de fișa postului. Asta cu reforma structurilor de forță ale statului român de 30 de ani, dați-mi voie, măcar de 25 de când fac prețe să fiu sceptic. Nu știu ce înseamnă reformă, dar am senzația că la noi băieții ăștia cu ochii albaștri se ocupă de mult mai multe lucruri decât alea corecte și normale din fișa postului. Cum ai vedea parcursul lui Eduard Helvig, profesional, bineînțeles, în perioada următoare? Un moment de silențio stampa în care societatea civilă cumva uită de această plecare din funcție, nu demisie, că nu e demisie, și-a depus mandatul până la urmă, da? Și-a atins obiectivele în fruntea serviciului pe care l-a condus câțiva ani, după care s-a retras și chiar a punctat asupra acestui aspect că ar trebui să discutăm de mandate în fruntea seriei, da. Nu de miri și multe ani de fără să am veleități de Mafaldă, pot să vă spun așa. Eu cred că în viitorul apropiat, asta însemnând câteva săptămâni poate, o să existe o perioadă de silențiu stampa, cum i-a zis, după care o să vedem un Eduard Helvig extrem de activ, de prezent în spațiu public. Profit de momentul ăsta să-i fac și o invitație la mine la Selectiv duminică. Deci abia aștept să-l văd în studio, să discutăm, să vorbim de România normală, de ce a făcut pe acolo și așa mai departe. Deci cred că va deveni... Da, bineînțeles, cum... Uite, prințând poate printre primii, i-am făcut deja invitația publică, o să-i trimit și pe WhatsApp zilele următoare, să iasă în public, eu cred că va deveni extrem de vizibil foarte repede, dar sigur, câteva zile sau poate săptămâni de silențiu stampa, da, e de așteptat. O carte bună pe care ar juca-o PNL-ul sau coaliția PNL-PSD pentru prezidențiale ar putea fi Eduard Helvig, ce zici, Dan? Așa, comentăm la cald informația. Păi spuneți-mi, nici nu trebuie să o comentăm. Să vă răspund cu o întrebare, la întrebarea asta, da? Spuneți-mi alt nume greu, important, interesant, care să conteze și care l-am putea lua în calcul pentru prezidenția României astăzi. Eu nu știu ce să vă spun. Păi cu ce vreți să comparăm? Cu Mircea Joană, care țopăia, încă a rămas în mentalul românilor, cum țopăie de fericire o zi și a doua zi fuge cu coada între picioare? Sau pe cine? Spuneți-mi, pe Marcel Ciolacu? Spuneți-mi ce candidat vedeți, nu? Adică eu cred că poate fi ceea ce eu numesc iepurașul scos din joben, scos taman la timp, adică cu un an înainte, ai timp, îl mai fezandezi, îl lași la macerat pe el, pe iepuraș, da? Cei care gătesc vânat știu ce zic, și când vine momentul oportun, e numai bun, e fezandat, e pregătit. Deci, de ce nu? Ca să răspund direct, eu cred că se cam conturează un candidat la președinția României. Mulțumesc tare mult, Dan, pentru intervenție și pentru această discuție pe care am purtat-o. Vă reamintim, șeful Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, și-a depus mandatul în urmă cu doar câteva minute, în urma unei declarații de presă în care s-a arătat foarte mulțumit de activitatea pe care a avut-o în fruntea instituției Serviciul Român de Informații și în urma căreia a făcut un gest de sănătate democratică pentru că obiectivele sale profesionale au fost îndeplinite.